Reprezentanții primăriei municipiului Zalău spun că cel mai probabil din macheta trimisă de guvern cu 9 rubrici vor completa cel mai probabil doar una. Vom completa rubrica referitoare la decese, singura pentru care avem o evidență clară. În rest, lăsăm necompletat pentru că nu avem date pe care să ne bazăm și nu avem nici oameni cu care să verificăm situația în teren. Ne-a explicat procedura Ioan Pușcaș, directorul Direcției de Evidență a Persoanelor din cadrul primăriei. În privința sălăjenilor care au domiciliul în străinătate, Pușcaș a spus că la primărie nu există o evidență a lor. Singura bază de date de unde se pot extrage astfel de cazuri fiind la Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, care deține situația solicitărilor de schimbare a domiciliilor din pașapoarte. Imposibilitatea completării tuturor rubricilor din machetă ne-a fost confirmată și de subprefectul Lucian Băican, care a precizat că unele date vor fi completate doar sub formă de informare. Adică, dacă un anumit primar știe că în satul respectiv sunt plecate anumite persoane în străinătate, scrie acest lucru ca și în informare. Dacă nu știe, lasă-ne completat, ne-a explicat subprefectul.